găsit din nou, iată titlurile ediției. Deficit de medici la spitalul din Caracal. Primăria Slatina își deschide birouri în cartierele mărginașe. Problema canalizării este prioritatea autorităților din Gogoșu. Spitalul Municipal Caracal se confruntă cu deficit de medici, vorbim în special de secțiile de oncologie, diabet și endocrinologie. Conducerea unității sanitare încearcă să rezolve situația și scoate posturile la concurs. Problema este că nu prea există candidați. Cel mai mare deficit există pe secțiile de oncologie și diabet. Sunt anumite specialități unde avem deficit de medici pentru că nu se școlarizează un număr suficient de tineri. Mai există și această tentație de a pleca peste hotare, spitalele din orașele mici fiind ignorate de tinerii doctori. Avem probleme pe oncologie unde este un singur medic. Am mai avea nevoie de un oncolog ca să poată asigura consultațiile, atunci când celălalt este plecat în concediu. Oncologia este o secție unde ne confruntăm cu un număr mare de pacienți, atât în ambulatoriu, cât și pe secție, unde se lucrează la capacitate maximă. Cele 25 de paturi sunt permanent ocupate. La fel suntem descoperiți și la diabet, a spus Liviu Radu, managerul spitalului din Caracal, citat de Gazeta Nouă. O altă problemă ar fi aceea că la concursurile pentru ocuparea posturilor nu prea există candidați. La secția de endocrinologie, de exemplu, s-a tot scos postul la concurs, dar nu s-a înscris nimeni. Autoritățile din Slatina vor să deschidă în mai multe cartiere ale orașului birouri ale administrației publice locale pentru a facilita în acest fel accesul oamenilor la direcțiile municipalității. Aceste puncte vor fi situate în principal în zonele de la marginea municipiului. Astfel, de la 1 septembrie, slătinenii vor putea să-și achite taxele locale sau să obțină diverse documente de la primărie fără a mai fi nevoiți să se deplaseze până în centrul orașului. În primă instanță, un astfel de birou va funcționa în cartierul Ciocociov, în incinta fostului sediu al Școlii Post-Liceale Sanitare de Stat. În imobilul în care a funcționat Școala Post-Liceală de Stat, începând cu 1 septembrie, va funcționa un birou al primăriei municipiului Slatina, în care își vor desfășura activitatea reprezentanții tuturor direcțiilor, începând de la direcția economică, slătinenii având posibilitatea să-și plătească taxele și impozitele sau să obțină diverse documente, și până la poliția locală, direcția de patrimoniu sau direcția de protecție socială. Se va stabili o zi pe săptămână în care va merge câte un reprezentant al acestor instituții. De asemenea, va fi prezent și un reprezentant al primăriei de la registratură, care va prelua solicitări ale oamenilor pe care le va aduce soluționate, a declarat primarul interimar al Slatinei, Emil Popa, citat de Gazeta Nouă. Reprezentanții municipalității vor deschide astfel de birouri și în alte cartiere ale Slatinei. Comună mare, frumoasă și cu oameni gospodari. Nu o spunem noi, ci chiar autoritățile din localitatea mehedințeană Gogoșu, căci despre ea este vorba. Există însă și probleme, iar canalizarea este numai una dintre ele. Lista cu investițiile în comuna Gogoșu este lungă, dar autoritățile spun că prioritară este canalizarea. În afară de canalizare, ce ar mai trebui făcut în comuna Gogoșu? Păi ar trebui continuat cu canalizările în celelalte localități. Mai avem Burila Mică, Ostrovul Mare, Porțile de Fier 2, o colonie din Ostrovul Mare, unde au lucrat cei de la hidrocentrală și au rămas acolo. Și trebuie rezolvat și acolo. Odată rezolvată această problemă, se va trece la asfaltarea străzilor. După ce veți termina canalizarea, treceți la asfaltare sau ați mai făcut pe aici, pe acolo, când ați mai avut bani câteva? Asfaltare nu am făcut tot din această cauză. Am să terminăm întâi cu canalizările. Și să vedem și proiecte, că numai pe proiecte putem să lucrăm, nu pot să lucrez cu bani de la bugetul local. Lipsește însă finanțarea, iar autoritățile de aici spun că așteaptă bani de la guvern, dar vor să acceseze și fonduri europene. Simpozionul internațional de arte vizuale Brâncușiana a debutat ieri la Târgu Jiu, în Parcul Central. Pe digul Jiului, la câteva sute de metri de Masa Tăcerii, a fost instalată tabăra unde vor lucra în marmură 7 sculptori din 3 țări, respectiv Turcia, România și Republica Moldova. La festivitatea de deschidere a simpozionului și a taberei de sculptură au rostit discursuri Aurel Popescu, viceprimarul din Târgu Jiu, Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj și Sorin Arjoca, subprefectul județului. Blocurile de marmură au fost oferite gratuit de Primăria Târgu Jiu prin Centrul Constantin Brâncuș, iar după încheierea taberei de sculptură, operele rezultate vor intra în patrimoniul cultural al orașului și vor fi expuse în spații publice. Tabăra ajunsă la cea de-a 12-a ediție se va încheia pe 24 august. Știrile regionale se încheie aici. Sunt Ionela Gherghe, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la ora 19:30 la principalul grupaj informativ al zilei. Pe curând!